Că în picioare citim despre o familie care s-a încrezut în Domnul și n-a greșit. Și Dumnezeu a binecuvântat-o, Luca capitolul 1, pagina din Biblie 985 la versiunea Cornelescu, Luca capitolul 1, începând cu versetul 5 și citim până la versetul 13. În zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Amin. Vă invit, dragii mei, să ocupăm cu toții locurile și să spunem împreună slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că fratele păstor a văzut nevoia aceasta a unui mesaj pentru familii, nevoie pe care și noi, ceilalți slujitori, o considerăm o nevoie acută. În această seară, dragii mei, vreau să vorbesc pentru familii, despre familii și într-un mod special am deschis cuvântul Domnului la o familie despre care Biblia spune că erau înaintați în vârstă. Dacă vezi doi tineri care se țin de mână în luna de miere, nu e un mare lucru, nu? Dacă vezi doi bătrâni în parc care se țin de mână, după 40 de ani de căsătorie, e destul de mare lucru. S-ar putea ca ei să nu stea împreună doar din cauza copiilor, doar din cauza evitării unui divorț și a unor averi care trebuiesc împărțite, ci să stea din împreună doar din cauza dragostei și a legământului pe care l-au făcut. Iubiții mei, nu cred că întreaga creștinătate care spune că îl slujește pe Domnul, își dă seama de vremurile pe care le trăim. Nu cred că suntem conștienți de atacurile care sunt astăzi asupra familiei, asupra copiilor și asupra ceea ce Dumnezeu a creat și despre care a spus Biblia că ceea ce Domnul a împreunat, omul să nu despartă. În ultimele 4 luni de zile le spuneam ieri la tineret, dimineață, când am vorbit despre căsătorie, am stat de vorbă în ultimele 4 luni cu 40 de familii care au divorțat. Nu știu dacă vi se pare puțin sau mult. Dumneavoastră știți. Ceea ce pot să vă spun e că este că în urmă cu 10 ani, într-un sat, dacă o singură familie divorța, satul acela era frământat 6 luni de zile cel puțin. Astăzi, parcă ceva normal. Dacă ni se spune că o familie trece prin probleme, să ne rugăm pentru ea, cei mai mulți dintre noi spunem, și eu știu, și alte familii care trec prin probleme. Nu-i ceva ieșit din comun. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că asupra familiei se îndreaptă un atac demonic. Asupra copiilor este un atac demonic și vreau să încep mesajul din această seară citând câteva lucruri înfiorătoare din cartea numită Dark Agenda, o carte pe care o găsiți pe Amazon.com, scrisă de un conservator american. Subliniază agenda neagră a noii ordini mondiale și presiunile pe care se fac la adresa familiilor și a copiilor noștri. Fiți foarte atenți, pentru că sunt presiuni din exterior și în predică voi vorbi foarte mult de presiuni din interior. În 2014, într-o grădiniță din Oviedo, Florida, o fetiță de 5 ani a închis ochii și și-a plecat capul în jos ca să spună o rugăciune înainte de masă. În câteva momente, un supraveghetor a venit la ea și i-a spus că e greșit să te rogi la grădiniță și i-a spus că nu are voie să mai facă lucrul acesta vreodată. În 2013, în Memphis, Tennessee, la o școală primară, profesoara le-a cerut copiilor să scrie un eseu despre eroii lor și de ce aceștia îi influențează. O fetiță pe nume Erin a decis să scrie despre Dumnezeu și ea a scris următoarele cuvinte în eseul ei. Dumnezeu este eroul meu. Îl iubesc pe El și pe Iisus care a venit pe pământ. El va fi întotdeauna persoana numărul 1 la care voi privi ca și exemplu.
Când a primit eseul, profesoara i-a spus că este interzis fetei să folosească numele lui Dumnezeu ca și erou și că va trebui să scrie eseul din nou. Nu doar că i-a pus această interdicție, ci i-a spus să ia eseul, să-l pună în ghiozdan și să-l ducă acasă, ca nu cumva eseul să rămână în școală, întrucât numele lui Dumnezeu nu mai are ce căuta în școală. În februarie 2013, la o graduare de final de clasa 8-a, un elev a vrut să folosească o binecuvântare creștină la finalul vorbirii în public. 3 judecători din New York i-au interzis lucrul acesta într-un mod complet. În 2012, în California, lui Kenneth, un elev de 16 ani, i-a fost interzis dreptul de a-și mai aduce Biblia cu el în campus. În 2002, în New York, un copil de grădiniță, în pauza de masă, a luat mâinile a 2 colegi care erau lângă ea, în ale ei, și s-a rugat cu voce tare: Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare, mulțumesc, Doamne, pentru mâncare. Educatoarea a venit tulburată spre ea și a oprit-o imediat. I-a făcut plângere la direcțiune, iar direcțiunea a dat dreptate educatoarei, spunând că biserica și statul trebuie să fie separate. Le-a trimis chiar și o scrisoare părinților, spunându-le că fetița lor nu are voie să ceară altor colegi să se roage împreună cu ea înainte de masă. În 2002, 3 state din America au scos din manualele școlare istoria puritanilor, care în 1620 au fugit din Olanda de prigoana catolică. Mișcarea ateistă din Statele Unite a făcut tot posibilul să modifice istoria, doar ca să nu mai fie în ea prezentă vreo referință la creștinism sau la Dumnezeu. Alte manuale au mers chiar mai departe și au cerut tipografiilor să înlocuiască cuvântul puritani, care are mare legătură cu o mișcare conservatoare, cu o mișcare creștină, cu cuvântul coloniști europeni, ca să nu mai fie nicio legătură între numele lor și religia creștină. Vă veți întreba de unde a început totul, așa-i? În 1960, Madeline Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice unde fiul ei, William, era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit Tatăl nostru. Până în 1960, oameni buni, fiecare școală din America publică avea o oră pe zi unde se citea Tatăl nostru și unde se citea Biblia. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul acestei mame, pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări a ateiștilor americani era de fapt să scoată religia din școli. Femeia nu s-a dat bătută și a mers cu avocați la Curtea Supremă în 1963. Și cu o majoritate covârșitoare de 8-1, i s-a dat dreptate, interzicând obligativitatea elevilor din școli la citirea Bibliei sau la recitarea unor texte din ea. Fiți foarte atenți! După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi, în fiecare școală publică din America, pentru prima dată, în 1963, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Continuarea rapidă. 1972. Contracepția și orice mijloc de oprire a nașterii devine legal și pentru cuplurile necăsătorite. 1973. Orice femeie are dreptul la avort în mod egal în America. 1977. Orice tânăr de 16 ani, de la 16 ani în sus, poate avea acces la metode contraceptive. În 2002. Relațiile omosexuale sunt admise în America. În 2015, căsătoriile cu persoane de același sex devin legale peste tot în SUA. Iubiții mei, am citit aceste lucruri pentru că, repet, dacă ne-am dat seama de atacurile care sunt, rugăciunile noastre ar fi mult mai înfocate. Dacă ne-am dat seama de atacurile care se duc asupra copiilor și asupra părinților, am petrece mai mult timp cu copiii. De multe ori îi dăm la școală, școala stă 6-7 ore cu ei. Și noi venim acasă obosiți de la muncă, bucuroși că am făcut bani. Și copiii noștri sunt spălați pe creier în fiecare zi în școlile din Belgia, în școlile din România. Uitați-vă la ora actuală, iubiții mei, se duce un atac demonic. Mai aduc aminte când am mers cu soția la primărie la a treia naștere. Acum avem 6 copii, când am avut al treilea copil.
S-a uitat cei de la primărie la noi și a spus, ce vă trebuie trei copii? Veneam spre pe avion, dragii mei, spre voi și citeam o carte care se numește Amenințarea furtunii. Autorul ei, un om extraordinar, un om curajos care are curajul să vorbească în America împotriva acestor lucruri, spunea de Partidul Verzilor, care sunt sigur că nu vă sună străin, spunea de ecologiști și spunea că această forță demonică și diabolică se ridică în aceste zile, la acest an și în următorii ani. Și auziți până unde au mers. Au spus, fiți atenți mamelor la câți prunci faceți, pentru că fiecare copil pe care îl faceți va emite tone de dioxid de carbon în atmosferă și va polua atmosfera. Și au zis, degeaba vă luați Tesla, zice. Degeaba vă luați mașină electrică, degeaba sunteți atenți să aveți Euro 6 sau să nu mai aveți deloc. O zis, trebuie să fiți atenți la prunci. Să nu mai nașteți prunci, o zis. Pentru că ei poluează. Bineînțeles, eu stau și mă gândesc că ăștia care vorbesc nu poluează. Așa prostii internaționale. Frați și surori, ascultați-mă, ne apropiem de finalul istoriei. Aleluia. Sunt șanse mari să fim ultima generație. Vom căuta pe toate căile să luptăm cât vom putea să luptăm. Dar în Apocalipsa 13 și în Daniel capitolul 12, Biblia ne avertizează că puterea poporului sfânt va fi frântă de tot. Dar vreau să vă spun ceea ce a spus Estera, parafrazat, așa prostii internaționale. Frați și surori, ascultați-mă, ne apropiem de finalul istoriei. Aleluia. Sunt șanse mari să fim ultima generație. Vom căuta pe toate căile să luptăm cât vom putea să luptăm. Dar în Apocalipsa 13 și în Daniel capitolul 12, Biblia ne avertizează că puterea poporului sfânt va fi frântă de tot. Dar vreau să vă spun ceea ce a spus Estera, parafrazat, și ceea ce am ales să spun eu în dreptul meu. Și alți frați care sunt prezenți aici, prefer să mor ca un erou decât să trăiesc ca un laș. Dar dacă astăzi încă nu ești în stare să lupți contra acestor lucruri mizerabile care vin, dacă astăzi spui, las că lupte comitetul, las că vedem ce o să fie, vreau să spun că într-o zi vei fi pus față în față cu ele. Ce vei face în ziua aceea? Iubiții mei, cred că trebuie să ne rugăm mai mult pentru familiile noastre. Uitați-vă că trăim într-o vreme când nu ne mai trebuie copii, ne trebuie câini, ne trebuie pisici. Când ne-am înscris copiii la școală, noi facem parte dintr-o localitate denumită Vețel. E o comună care are 11 sate pe lângă. 3.000 de familii, 3.000 de case, construiesc împreună, alcătuiesc împreună 11 sate. Când ne-am înscris copiii la școală, prima fată în clasa 1, a doua fată în clasa 0. Prima fată în clasa 1 avea 3 colegi și a doua fată în clasa 0 avea 4 colegi. Făceau 3 clase împreună, clasa 4, clasa 1 și clasa 0, 25 de copii din 3.000 de familii. Am rămas mirat, am rămas mișcat și mi-am dat seama că elita aceasta globală, asta ce dorește până la urmă? Micșorarea populației. Iubiții mei, cu orice preț, indiferent cât ne costă, noi vrem să acceptăm voia lui Dumnezeu în familiile noastre. Noi vrem să creștem copii. Pentru că vreau să vă spun, dacă ne apucă frica, se va ridica Iochebed în picioare în ziua judecății. Și va spune, și eu am fost pusă față în față cu megafonul lui Faraon sau cu șoapta Duhului Sfânt. Am ales. Știți de ce? M-am pus întrebarea aceasta, de ce Faraon a zis ca toți băieții să fie omorâți? Știți de ce? Pentru că ar fi crescut o generație de fete care erau obligate să-și ia băieți egipteni. Într-o singură generație, oameni buni, s-ar fi întâmplat Iosua 24. Într-o singură generație, Faraon a zis așa, contopesc evreii cu egiptenii și ei vor lua idolii noștri, nu o să mai cânte cântări prin Duhul Sfânt, nu o să mai recite legea, nu o să mai audă pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. S-a ridicat de Iochebed și a spus, îmi asum tot riscul. Ca copilul care îl nasc, indiferent că e băiat sau fată, să-l aduc înaintea lui Dumnezeu. Nu era o ecografă. Nu puteai să verifici. Era strict un act al credinței. Și burtica lui Iochebed creștea tot mai mult. Și Amram se uita cu îngrijorare. Și se gândea ce o să face. Nu știu câte rugăciuni au făcut să fie fată.
Nu știu, poate au făcut. Și când s-a născut, au văzut că e băiat și au pus numele Moise. Aleluia. După câteva luni de zile, plămânii acestui copil au început să crească. Și când plângea, nu erau biberoane, nu erau lapte praf ca și astăzi. Și când plângea, se auzea puternic. Și într-o zi, când l-am au venit acasă, au găsit-o pe Iochebed făcând nuiele, pregătindu-le și făcând un coș. Și-au zis, ce faci? Și-au zis, îl pun în mâna lui Dumnezeu. Oamenii care studiază geografia și fluviile din întreaga lume au ajuns la concluzia că în acea perioadă Nilul era cel mai populat râu de crocodili. Am venit de România până în Belgia să vă spun că avem un Dumnezeu care poate opri și crocodilii. Aleluia. Când are un plan cu cineva, oprește gura leilor. Aleluia. Oprește focul din cuptor. Dar datoria noastră este să naștem copii și să-i creștem. Aleluia. Și Dumnezeu, când îi vom pune în coșuleț, le va purta de grijă. Aleluia. Nu vi se pare interesant? Maria aceea stătea pe marginea râului și se uita la coșulețul acela. Și-a venit acea femeie, fata lui Faraon. Și-a auzit un copil plângând. Ce frumos din partea Mariei! Ce cuvinte frumoase! Ce cuvinte la momentul potrivit! Iubiții mei, dați-mi voie să mă duc. Nu mi-am programat să spun acest exemplu astăzi despre Iochebed, dar simt că trăim o vreme când nu mai ne trebuie copii. Ne încurcă copiii. Iubiții mei, nu o să ducem cu noi nicio grese și nicio faianță. Nu o să ducem cu niciun telefon. Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Aleluia. Suntem o minune în Israel. Tu și familia ta, atât o să duci cu tine. Poți să spui, eu și copiii mei? O venit Samuel într-o zi și o întrebare interesantă. Și o zis, ăștia toți copiii tăi? Te va întreba Dumnezeu, ăștia toți copiii? Iubiții mei, o mers Maria după Iochebed, o adus acolo și o zis, femeia aceasta, fata lui Faraon, neștiind că e mama reală, o zis, crește-l pe acest băiat. Nu știu de câte ori alăpta Iochebed pe zi, probabil că de 3 ori pe zi, probabil că de 4 ori. La evrei, copiii se alăptau până la 4-5 uneori, chiar și până la 6 ani. Știa Iochebed un lucru, am 4 ani la dispoziție să-i spun la Moise că el nu-i fiul lui Faraon. Am 4 ani la dispoziție în care să-i spun despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, în care pe ascuns, când mă retrag într-o cameră să-l alăptez, am câteva minute să-i spun, tu nu ești de aici. Și într-o zi, a venit momentul acela critic pe care nu și-l dorea să-l vadă. Și o zis fata lui Faraon, deja mănâncă piure, nu le mai trebuie, zice. I-am făcut morcov, zice, i-am pasat mazăre și fasole verde, poți să pleci. Și a plecat Iochebed cu inima ruptă, cu inima distrusă, dar având o singură bucurie. Cred că mi-am făcut parte înaintea Domnului. L-am născut, l-am îngrijit, l-am învățat. De acum înainte îl pun în coșul de nuiele, la școală, la grădiniță, nu știu. În casa asta lui Faraon, în familia asta lui Faraon foarte mare. Au trecut ani. 36 de ani, 34 de ani, până a ajuns undeva la 40 de ani Moise. Gândiți-vă că nu știu dacă își mai recunoștea mama, nu știu dacă mai vorbit prea mult cu ea, nu știu de câte ori au interacționat în anii ăștia cu Iochebed. Dar știu că într-o zi, Moise o trebuie să părăsească Egiptul în regim de urgență, pentru că s-a descoperit că a ucis pe cineva. Și merge în pustie. Și 40 de ani, Iochebed și Amram nu mai știu nimic despre el. Și cred că venea Amram la Iochebed și îi spunea, o trebuie prunc, uite-te, unde e Dumnezeul nostru? Și poate și uneori suntem noi tentați, ca și familii tinere sau familii mai în vârstă, când vedem că copilul ăla nu-i mai ascultă, când vedem că a plecat de acasă, nu mai răspunde la telefon, trăiește în concubinaj. Și ne aruncăm cuvinte unii, ție ți-o trebuie prunci, învățătura voastră aia, că vă trebuie prunci. Și ne aruncăm cuvinte poate grele și poate și între Iochebed și Amram erau astfel de cuvinte. 40 de ani de stres, 40 de ani de rugăciune în care Amram și Iochebed n-au mai știut nimic despre Moise. Atunci când tu nu mai poți să faci nimic pentru copilul tău, ascultă-mă, dacă ți-ai făcut partea, ești un Dumnezeu care veghează. Aleluia. Că-i în pușcărie astăzi, nu te acuz ca și familie. Că-i în droguri, și într-o zi și copilul meu poate să ajungă acolo. Ce pot să spun este să-ți faci partea cât timpul ai lângă tine, să-l crești cu legea lui Dumnezeu. Atunci când alăptezi, să nu stai pe TikTok,
Să ai Biblia deschisă. Să-l înveți un psalm. Că am văzut părinți care au zis, frate Cristi, copilul meu la 7 ani vorbește engleza cursiv, vorbește franceza cursiv. Dar cât psalm știe? Păi zice, nu știe niciun psalm. Au trecut 40 de ani. La vârsta de 80 de ani, se întoarce Moise în Egipt. Trimis de Dumnezeu. S-au strâns bătrânii. Și cred că printre cei care au fost acolo au fost și mama și tata. Și cred că Moise, chiar dacă Biblia nu mai surprinde detaliile acestea, cred că Moise a avut un cuvânt de apreciere. Și cred că Moise a spus, mami și tate, am o veste bună. Dumnezeu despre care mi-a spus când eram copil, despre care poate că am uitat când eram în casa lui Faraon, când făceam filologie, când făceam ateism în facultățile din Egipt, Dumnezeul acesta mi-a dat întâlnire într-un rug aprins. O pus în inima mea un foc pentru voi, un foc pentru poporul lui Dumnezeu, un foc pentru Canaan. Am o veste bună să vă spun astăzi. Am venit să vă scot din țara aceasta. Aleluia. Nu pentru că am eu școală multă, pentru că spunea Moody un lucru interesant și termin introducerea aceasta. O zis Moody așa, 40 de ani Moise a crezut că este cineva, care are studii puternice, că știe multe, că e băiatul fetelui Faraon. Care o seminție aleasă. 40 de ani, Moise a crezut că e cineva. Vreau să spun astăzi, câte vreme crezi că ești cineva, că ai bani, că ai mașini, Dumnezeu nu te poate folosi. Și Dumnezeu a zis, dacă îl iau pe Moise și acum îl pun lider, ăsta îi ucide pe toți până intră în Canaan. La primii nervi, la prima creștere de tensiune, face praf pe toți. Și o zis, Dumnezeu îl iau și îl duc 40 de ani la voi. La smerenie. La capul plecat. Și atunci, și spun eu în multe biserici, pe oamenii care nu vor, pe aia să-i puneți, nu pe aia care dau din coate. O zis Dumnezeu, Moise, vreau să te trimit. Și o zis, Moise, eu nu mai vreau să mă duc. Nu mai vreau să plec. Iubiții mei, 40 de ani Moise a crezut că e cineva. Următorii 40 de ani Dumnezeu l-a făcut un nimeni. În următorii 40 de ani, între 80 și 120, o zis Moody așa, Dumnezeu a demonstrat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Atunci când te smerești, atunci când te pleci, spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Dumnezeu te ridică din praful drumului și te face un vas ales. Aleluia. Vreau să ne uităm în această seară la această familie și vreau să învățăm câteva lucruri, dragii mei, de la Zaharia și de la Elisabeta. Cum arată familia care rămâne împreună până la final? Cum arată familia pe care Dumnezeu o alege ca să-și proslăvească numele? Iubiții mei, Dumnezeu avea un plan extraordinar, să deschidă calea Domnului Iisus, să coboare munții, să ridice văile și să o uitați și o zis, vreau să-l trimit pe Ioan. La cine să trimit? Puteți să zic că la aia care au mulți bani, la aia care au multe case, la aia care au relații la ANAF, la aia care au cele mai tari pătuțuri de la Ikea, la aia care au confort și o zis nu. O zis Dumnezeu, eu am alte criterii și vreau să vă prezint în seara aceasta nu foarte lung, 7 criterii după care Dumnezeu alege o familie prin care să-și proslăvească numele. Aleluia! 1. Primul criteriu, dragii mei, prima calitate pe care avea această familie era faptul că Zaharia și Elisabeta erau o familie care trăiau în sfințenie. Spune Biblia aici, amândoi erau neprihăniți. Iubiții mei, între Vechiul Testament și Noul Testament, dacă vă uitați bine în versiunea Cornilescu, există o pagină aici albă. Doar 2 cuvinte scrie pe ea, Noul Testament. Din punct de vedere tipografic, e corect. Desparte Vechiul Testament de Noul Testament. Din punct de vedere spiritual, pagina asta nu era albă, era neagră. 400 de ani de compromis, 400 de ani de religie. Oamenii mereau la templu și făceau ce vroiau. Făceau afaceri cu animale acolo la templu. O ajuns totul un business, o ajuns totul de fapt o religie, fără nicio putere în ea. În această vreme de compromis, în această vreme de negură și de păcat, Dumnezeu a găsit o familie sfântă. Și a zis, vreau să-l trimit pe Ioan într-o familie care nu se compromite, într-o familie care trăiește în sfințenie. Dar Biblia mai spune ceva aici, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Am văzut oameni neprihăniți înaintea păstorului, înaintea comitetului. Așa de frumos vorbeau când mergi la ei acasă, numai cu puile, cu dragă. Și când pleci, te sperii și auzi. Iubiții mei, am văzut cu ochii mei
Eram tânăr, coboram din tramvai. În fața mea a coborât doi tineri căsătoriți de aproximativ un an de zile, doi ani de zile. Nu și-au vorbit în tramvai deloc. Nu s-au uitat unul la altul deloc. Erau supărați amândoi. Când au coborât din tramvai să meargă, să ajungă la biserică, erau câteva sute de metri, 200-300 de metri. Au văzut că păstorul era pe scări. Imediat i-au întins mâna la soție să o prinde de mână. Că ne vede păstorul. Trebuie să arătăm că suntem ok. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că dincolo de păstor sau de comitet sau de proroc, ne vede Dumnezeu. Neprihănirea pe care trebuie să o ai nu e o neprihănire de duminica sau de joia sau de marță, ci e o neprihănire de 24 din 24. Am stat de vorbă cu băiatul unui mare predicator de pe YouTube și am zis, cum e tatăl tău? Și-o zis, Hade Cristi, voi îl știți de pe YouTube, eu îl știu din familie, ceea ce predic acolo, aia trăiește acasă. O zis, tatăl meu, ceea ce predică trăiește. Și-o zis, îi mulțumesc Domnului pentru un astfel de tată. Așa de frumos îi s-auzi astfel de cazul. Vreau astăzi să te rog în numele Domnului, uită-te în familia ta, nu cumva a intrat păcatul. Puțin aluat, dospește toată plămădeală. E suficient să ai un picor de otravă într-un pahar cu apă. Cea mai bună apă să o iei din Franța. Nu? Cea mai bună mâncare, dacă un pic e stricată, nu mai mănâncă nimeni. Vreau să vă spun astăzi că ceea ce distruge familia e păcatul. Ceea ce salvează familia e sfințenia. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu la sfințenie. Și vreau să amintesc într-un minut, e jenant să amintesc de la amvon, e greu, dar e necesar. Nimic nu distruge astăzi familia mai mult ca și păcatele imorale. 500.000 de divorțuri au loc anual în Statele Unite ale Americii din cauza pornografiei, din cauza imoralității. Iubiții mei, sunt lucruri cu care nu te putem juca în viață. Presupunem că eu bârfesc pe un frate din comitet. Eu nu o să divorțez din cauza asta. La următoarea cină duc să mă cercetat și vin și îmi cer iertare de la el. Dar dacă mă joc cu pornografie pe telefon, că ești tânăr sau căsătorit, dacă te joci cu imagini din astea, dacă te joci cu prostii din astea, ascultă-mă ce spun, mai devreme sau mai târziu, ajungi și îți destram familia. Ia cu mare seriozitate trăirea cu Dumnezeu. Aleluia. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă mi-e frică de proroc, dacă mi-e frică de păstor, nu o să-mi salvez familia. Iubiții mei, ceea ce facem în ascuns dovedește caracterul nostru. Spunea cineva că testul zilnic al caracterului tău, al familiei tale, este caracterul. Omul nu-i ceea ce-l vedem noi în biserică, că aici toți sfinți ca păpăreți. Omul cu adevărat e ceea ce îl face când nu-l vede nimeni. Ce faci când nu te vede nimeni? Nu lăsa păcatul să intre în viața ta. Vei intra cu mizeriile astea în căsătorie și îți vei distruge familia. Și îți vei distruge copiii, pentru că păcatele astea merg din generație în generație. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să mă elibereze. Amen. Gândește-te bine la viitorul tău. Ești responsabil de viitorul tău. Ești responsabil să-ți prezinți soția și copiii, soțul și copiii, în fața lui Dumnezeu în ziua judecății. Pentru asta spunea eu, Iosua, cât despre mine, eu și casa mea am decis deja. Că nu mai iau votul data viitoare sau că-l iau, nu mă interesează. Eu am decis, noi vom sluji Domnului. Frate și surori, haideți să ne încolonăm astăzi. V-am prezentat atacuri din exterior. Vreau să vă spun, când păcatul intră în casa ta, e un atac din interior. Și eu zic Dumnezeului lui Cain, Cain, păcatul pândește la ușă. Știți care e diferența între păcat și Dumnezeu și Iisus Hristos? Iisus bate la ușă. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu ce să faci? Să-l stăpânești, să-l biruiești. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, familia pe care Dumnezeu o alege să-și proslăvească numele prin ea. Familia care rămâne împreună până la bătrânețe sau până la moartea unuia din parteneri. Familia aceasta, dragii mei, este familia care slujește Domnului. Nu doar se păstrează curat, trăiește în sfințenie, dar nu fac nimic, nu. Vreau să, dragii mei, să subliniez un lucru foarte important. Biblia a pus mai întâi sfințenia întotdeauna înaintea slujirii. E foarte important lucrul ăsta. Am întâlnit mulți oameni care au spus așa, auzi, din cauza că eu predic bine, când bine, tu știi câți bani am dat de la biserica asta?
Ar trebui păstorul să tacă din gură, să nu mai bage de vină. Lasă că eu trăiesc cum vreau. Iubiții mei, nu putem compensa prin slujire ceea ce pierdem prin ascultare. Pentru că Biblia spune în 2 Timotei 2 cu 21, deci dacă cineva se curățește de acestea, de păcatele acestea, va fi un vas de cinste. Prima dată când Dumnezeu vrea să te folosească, îți cere să te curățești. Mă uit la soția mea când face mâncare și vă garantez că toate surorile din biserică urmează același principiu. Nu se uită la cel mai scump vas din bucătărie. Nu se mă uită la marcă. Primul criteriu unde mergi când vrei să faci mâncare, mergi la vasele curate. Apoi te uiți la cantitate, apoi te uiți dacă suportă nu știu ce cuptor electric și alte lucruri de felul acesta și nu intru în detalii. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, adică vine Duhul Sfânt peste tine și prorocia care o spui și predica care o spui și cântarea care o spui are efect. Voi nu vedeți, iubiții mei, că slujim astăzi și parcă nu mai sunt așa efecte. Cântăm și nu mai plânge nimeni la cântarea noastră. Prorocim și nu mai înregistrează nimeni prorocia. Pentru că, iubiții mei, am observat ceva, înaintașii noștri nu erau mișcați de dar, erau mișcați de trăire. E foarte important lucrul ăsta. Și spune Biblia aici, vei fi folositor stăpânului tău, destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă ți-ai rezolvat problema sfințirii, apucă-te să slujești. Vezi care e chemarea ta. Vezi cu ce poți să faci să slujești Domnului. Multe spitale, dragii mei, au nevoie de vizite. Mulți orfani au nevoie de hrană. Familii care se pot pune la dispoziția Domnului. La noi la biserică am avut 3 luni de renovare. 3 luni și voi ați trecut prin renovare și știți ce stres este. Am pus pe internet, am făcut banner frumos pe pagina acolo. Folosesc o pagină de internet care să mai propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. 120.000 de followers care mă urmăresc. M-am gândit așa, mă, pun pe internet 1 euro dacă dă fiecare, am rezolvat renovarea. O să zic, Domnul, nu pune, să vezi ce o să fac. M-am bazat, am zis, măi, dar cum? Dacă... Oamenii sar, oamenii sunt pocăiți, am zis. 12 m-au sunat, restul m-au dat like-uri și comentarii. Atât. Pentru că, iubiții mei, ascultați-mă, sunt foarte puțini oameni pe teren, sunt mulți care stau în tribună, mănâncă semințe, mai aruncă cu coș după pastorul care predică. Bă, dacă eram eu la amvon, zice. Așa fac și eu care se uită la Messi și la Ronaldo. Dacă eram eu, dădeam gol. Dacă erai tu, era jale, era varză, tot. Dezastru era. Iertați-mi expresia, dragii mei. Dar simt cum Duhul Sfânt parcă cocotește în mine pentru că îmi dau seama că nu ne mai implicăm. Lasă facă ăla, să facă ăla, să facă ăla. Mă duc la noi la biserică într-o zi și din 300 de membri că suntem, m-am dus așa fără să anunț pe nimeni. Era mijlocul renovării. Să văd câți sunt la lucru. Am zis, mă, dacă 50 trebuie să bă mâncare multă, nu? Dacă 100, erau 2 la lucru. Din 300 erau 2. Nu vă spun ce fol la inaugurare, că nu aveam locuri la mine. La voi nu cred că așa. Slăviți să fie Doamne. 300, din 300 erau 2. Și vă spun cine era, ca să vedeți ce înseamnă slujire. Unul dintre cei care era acolo și sluja era un frate care de 2 luni a fost operat la ochi, 67 de ani. I-a spus doctorul clar, n-ai voie să faci efort. Următoarea perioadă, luni de zile. Și a zis, nu fac efort pentru mine, pentru Domnul fac. Și a zis, ce cauți aici? Și a zis, frate Crist, eu bani n-am putut să vă dau. Că n-am. Că i-am cheltuit pe operații și eu și soția mea bolnavi amândoi. Dar știu să dau la lopată. Aleluia. Știți ce m-am gândit? Că ăsta n-are treabă cu pornografia. Ăsta n-are timp să vină diavolul la el, pentru că e ocupat. Și nu a fost numai o zi, cred că a fost o lună jumate acolo în fiecare zi. Nu știu să te încuiască, nu știu să pună gresie, dar o zi știu să strâng olozul, știu să fac curat. Un al doilea frate care era la biserică în ziua aceea, era soțul unei surori oarbe din biserica noastră. Am zis, ce cauți aici, frate Virgil? Și-o zis, frate Cristi, noi n-am putut să facem ce au făcut alții. Dar o zis soția să vin. Mă, dar soția ta e oarbă, 24-24, aveți o singură față. A fost și mai bun cozonaș cu care m-am întâlnit în viața mea. O ajuns orbi să facă cozonaș, iubire, iubiții mei. Pentru că ăștia care văd, se uită la meciuri și la filme, Netflix, au subscription, n-au timp. Sora asta oarbă despre care vă spun, cu 3 luni înainte la noi la biserică, a venit slujitoare, făină și ouă, cu fata ei de mână. Și-a întrebat, ce faceți, ce vrei să faci? Am venit să fac tăiețăi pentru familie cu mulți copii. Iubiții mei, pentru aia v-am spus dimineața că mi-e frică de ziua judecății. Că va ridica Dumnezeu astfel de oameni în picioare și le va închide gura la toți.
care am spus, a fost prea caldă în biserică, n-am putut să vin. Cine vine invitat? Ați făcut banner. Și după ce a plecat, a uitat tot. Mai avem o soră la biserică, care are piciorul tăiat, piciorul stâng e tăiat aproape până sus. În urmă cu 4 ani s-a pocăit. Mai întâi s-a pocăit băiatul ei, apoi s-a pocăit ea. Îi văd. Toată ziua e în cărucior. Mi-e rușine de multe ori că ajunge cu băiatul ei, băiatul duce cu căruțul pândeva. Ajunge înainte mai la biserică și eu sunt păstor. Și ai pe cărucior. Și mi-e jenă de unii ori. Că eu vin cu mașină din 2016 și ea vine cu căruț. Și am zis într-o zi, Doamne, cum se explică asta? Și-o zis, Doamne, nu căruțul devine nici mașină. O zis, Doamne, uită-te în Ioan. Unde să mă uit, Doamne? În Ioan. Și Biblia spune aici în Ioan ceva și vreau să citesc neapărat. Ca să vedeți de ce slujim. Ioan 20:4. Petru și Ioan, da, celălalt ucenic, au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru. Și a ajuns cel din tâi la mormânt. O zis, Cristi, știi de ce ajunge ea prima? Că iubirea ajunge prima. Dragostea ajunge prima. Voi v-ați obișnuiți, crescuți în familie de pocăiți, de mici, cu Biblia de mic, s-o stins dragostea la voi. Ea, ei i-am iertat mult. Pentru aia ea iubește mult. Și am zis mărturia asta care vă spun acum undeva într-o biserică. Au pus-o cineva pe YouTube și m-a sunat cineva. Frate Cristi, vreau să trimit niște bani la sora asta. I-am dat numărul băiatului, o primi bani, m-a sunat băiatul. Era în mijlocul renovării. Nu eram, n-aveam bani suficienți. Eram stresați că nu mai erau bani. Trebuia să vină material. Și mă sună băiatul și frate Cristi, mulțumim că ai dat numărul nostru. O zis, te-am sunat să spun că am primit o sumă frumoasă de bani. Și când i-am spus mamei mele că am primit banii ăștia, s-a uitat la ei și a zis, sună pe fratele Cristi și spune așa, toți banii ăștia merg la renovarea bisericii. A zis, omule bun, poate că nu mai înțeles. Dacă îți dai 10 ăla din banii ăștia, accept. Dar nu toți. O zis fratele Cristi, o spus mama să ne lasă, să ne facem casă în cer și să nu te mai împotrivești. Într-o zi a venit o văduvă, a dat 22 de milioane la renovare. Iubiții mei, are Dumnezeu oameni care slujesc. Nu sunt pe YouTube, nu au vizualizări multe, nu-i știe nimeni. Îi știe cerul. Mă uit la oamenii ăștia, la Zaharia și Elisabeta, auziți, pe când slujeau Zaharia înaintea lui, ce frumos e să slujești, să te vadă Dumnezeu. O veni văduva aceea la templu. Nu știu, este cineva care v-ați luat toți banii de acasă în seara asta? Nu creșoa nimeni. Mai avea 2 bănuți acasă. Știi ce făceam eu? Meream la păstor. Frate păstor, mai trecut pe lista văduvelor. Ea nu a făcut așa. Nu știu dacă atunci era compusă cântarea aceea, dar cred că dacă ar fi fost compusă, ar fi cântat-o. Nu poți ști ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Puteau să zic că nu mă duc, că sunt bogat, sunt oameni de afaceri în biserică, în templu. S-au uitat toți cum puneau bogații. Știi ce făceau bogații? Mereau în curte, erau case de schimb valutar. Schimbau din monede mari în monede mici, ca să pară că e mult. Mereau la ligianele din față și distanța era destul de mare. N-aveai cum să vezi dacă erau monede mari sau mici, dar auzeai gălăgia. Ridicau sus și se uitau. Aveți poze toți, dar mă vedeți, da? Se uitau. Dădeau drumul de sus și cădeau tot. Împliniți. Bucuroși. Și Iisus Hristos se uita în jos. Nici măcar nu se uita la ei. Și a venit o văduvă. Și a avut 2 bănuți. Dar și ea s-a uitat. Sper să nu mă vadă nimeni, zice. Era rușine. O ridica până la buza ligianului. Nu o ridica sus. Că ce să faci cu 2 bănuți arunci? Cred că nici ucenicii nu se mai uitau. Au vrut să plece. Și a zis Iisus, mai stăm 2 minute, zice. Și a zis, vă spun că i-au pus mai mult decât toți. Că Iisus nu se uită cât dai la colectă, ci la cât îți rămâne acasă. Mare diferență. Iubiții mei, în seara asta ne cheamă Dumnezeu să slujim. Fă ce poți cu ceea ce ai. O să zici, frate Cristi, eu sunt prea în vârstă. Ți-am adus aici înainte oameni înaintați în vârstă care slujau. O să zici, frate Cristi, pe mine îmi bajocorez oamenii atunci când fac ceva. Păi numai când faci, bajocorii, nu? Știți că Elisabeta era bajocorită? Luca 1:36, vreau să vedeți ceva interesant.
A venit îngerul până în cer, s-a auzit că Elisabeta era bajocorită. Și a venit îngerul la Maria și a zis: iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ia un fiu la bătrânețe. Ea căreia îi se zice nevasta păstorului, a diaconului, nu? Iubiții mei, cea mai mare jignire pentru o femeie în ziua, în vremea aceea, era să-i spui stearpa. Nimic nu era mai groasnic pentru o evreică decât să n-aibă copii, pentru că se oprea seminția mai departe. Genealogia acelui neam era compromisă. Și au zis: vine ăștia să ne spună nouă, să ne învețe pe noi, mă. O venit stearpa iară la biserică, mai vin stătea acasă, mă. Și au zis îngerul către Maria: și în cer s-au auzit cuvintele astea. Iubiții mei, care-s cuvintele care se aud în cer când le spunem noi? Fac cinste? Că îngerii vorbesc, uitați-vă! Știți ce puteți să zică Elisabeta? Zaharie, eu merg singur, eu mă uit pe YouTube. Am auzit că transmiteți live, slăviți să fie Domnul, eu stau acasă, dacă nu-mi place schimb canalul, mă uit la altă biserică, unde nu se mustră așa de tare, unde Dumnezeu e God is love, tot e bine, Dumnezeu vă iubește pe toți. Nu, Elisabeta a zis: chiar dacă mă mustră, chiar dacă sunt bajocorită, mă duc. Și Dumnezeu a ales-o pe ea și a ridicat o cară dintre oameni. Dragii mei, în al treilea rând, familia pe care Dumnezeu o binecuvintează, o alege. Familia prin care Dumnezeu își proslăvește numele este familia care își cunoaște locul. Spune Biblia aici că pe când slujea Zaharia la rândul cetei lui, ce frumos, nu s-a băgat în față. Nu zis: auzi, eu pentru că-s mai bătrân, zice, mă bag în față. Eu nu pot să vin, zice, am artroză, nu pot să vin în fiecare duminică. Dacă nu vin, vă dați toți la o parte, că vin eu și numai eu. Nu, nu, nu. O zis: mă, când m-a programat fratele păstor, atunci slujesc. Când m-a programat marele preot, când îți program, eu la rândul cetei mele. Iubiții mei, așa de binecuvântată e biserica unde fiecare familie își cunoaște locul. Că nu pe toți ne-a chemat Dumnezeu să predicăm. Și eu slăviți pe Domnul că nu v-a chemat Domnul să predicați aici la Amvon. Că noi ăștia de aici o să stăm peste program la judecat. Să știți. Și ne va cere Dumnezeu socoteală. Dar pe toți ne-a chemat Dumnezeu să fim o mărturie, să slujim, să fim la locul nostru. Avem la noi la biserică un frate, s-a pocăit de câțiva ani, are punga aici scoasă. Nu intru în detalii că nu-i cazul. Știți ce înseamnă asta? O slujit în lume diavolului și acum s-a pocăit. Dacă ai nevoie de ceva, poți conta pe el. Oriunde ai nevoie de ceva, el merge cu tine, te ajută. Într-o zi eu zic: Doamne, nu pot să mă lăs salvez de punga asta. Să fiu și eu ca înainte. Și o lua la ocazie pe un proroc, nu știa că e proroc. Și o zis: ascultă, bărbatule, dacă te vindec, mergi înapoi unde ai fost. Așa că mulțumește Domnului pentru suferința care o ai, că El știe mai bine. Dar m-am uitat la fratele ăsta, își cunoaște locul în biserică. Odată nu l-am auzit: bă, nu mă puneți pe mine la alegeri pe listă. Nu, niciodată nu zice asta. Bă, zice, dar nu mai știți că eu v-am dat banii la stație. Băgați-mă pe mine în comitet. Niciodată. Tot timpul stă pe ultima bancă. Dacă îmi sun la 4 dimineața, dacă îmi sun, răspunde. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne vedem locul. O zis Habacuc în 2:1, m-am dus la locul meu de strajă. Și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să spune Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Dumnezeu își va cere socoteală de locul tău. Am un prieten în județul Arad. Are undeva la 30 ceva de ani de penticostalism în spate, dar numai vreo 17 ani de pocăință. Primii ani au fost penticostal din ăla care merge în piața de mașini, care mai lucră duminica ca să facă niște euro în plus. Știți care? Nu. Nu știu dacă vă sună cunoscut sau nu, familiar. Dar se ocupa cu astea. Într-o zi în Craiova, l-au prins niște oameni certați cu legea, cu săbii ninja, cu bâtă de baseball, tatuați. I-au luat toate piesele de mașină, au vrut să-l omoară și el a zis: am acasă 5 copii, nu mă omorâți. L-au aruncat acolo într-un șanț. 2 săptămâni au umblat după ei să-i omoare. Vă dați seama ce penticostal era. 2 săptămâni. O zvat de Cristi spune înainte Domnului: am vrut să mă duc să-i lichidez, să mă răzbun pe ei. Și într-o zi mi-am dat seama că Dumnezeu de fapt a îngăduit lucrul ăla ca să mă trezesc din nebunia mea. Și-o zis: Doamne, dacă mai ai un cuvânt pentru mine, că îmi dau seama că sunt un prăpădit, că sunt un om care n-am nicio treabă cu biserica, trimite un vas la mine acasă. Eu nu sunt pe nimeni. O trecut câteva zile și Dumnezeu a spus unui proroc din vas lui să se urce în tren și să vină până în Nădla, în județul Arad. Știți ce înseamnă asta? 14 ore cu trenul. 14 ore de transpirație, 14 ore în care trebuie să zici liber de la servici, 14 ore încoace, 14 ore înapoi. Când a ajuns prorocul în gara din Arad, istovit, obosit, nemâncat, nebăut, flămând, o zis: Doamne, dar de ce pe mine?
Și-a zis Domnul, pentru că n-am găsit pe cineva mai aproape. Am proroci, a zis Domnul, dar unul s-a certat cu nevasta, altul era ocupat cu faianța, cu gresia, a zis că nu merge niciunde. Am păstor, și e, dar și explicați fiecare. O zis, pe tine te-am găsit, la locul tău. O intrat prorocul, i-a dat Dumnezeu orașul, adresa, strada, tot. O intrat în casă, o prorocit 3 minute, s-a prăbușit fratele acela și s-a pocăit cu adevărat. De 17 ani de când s-a pocăit, o singură dată o lipsit de la biserică. Când s-a ars cu sudură pe picioare. Ce binecuvântați sunt oamenii care își cunosc locul. Aleluia! Nu e așa, mergi în atelier, mergi acolo acasă, în garaj, și vrei să cauți o unealtă și vezi că e la locul ei. Asta e binecuvântare. Familia care își cunoaște locul este familia pe care Dumnezeu o folosește. 4. Familia, dragii mei, pe care Dumnezeu o are în vedere. Familia care rămâne împreună este familia care se roagă împreună. Nu te teme, Zaharie, fiindcă rugăciunea ta a fost... Credeți că numai Zaharia s-a rugat? Vă spun eu că Elisaveta s-a rugat mult mai tare ca și el. Și au zis îngerul aici, auzi, până în cer au ajuns rugăciunile voastre. Iubiții mei, spunea Nicolae Moldoveanu că cineva l-a întrebat când a mers la el, de unde aveți cântările astea cu har? Că acum sunt multe cântări care mișcă piciorul, dar avem nevoie de cântări care mișcă inima. Amin. Și m-am bucurat de cântarea aceea. Noi ne-am bizuit pe Domnul. Frații Pal, în America, au primit-o. În urmă cu aproximativ 2 ani de zile. Am fost la ei acasă când le-a dat această cântare la frații Strugariu. Și am cântat-o împreună și o coborâ Domnul acolo. Și-o zis, frate Moldoveanu, cum, care e secretul? Și-o zis, am o oră de rugăciune pe zi cu soția în fiecare zi. Iubiții mei, cum stăm cu rugăciunea în familiile noastre? S-au studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa. Nu lipsea de niciunul din aceste familii mașină, casă, apartament, bani. Din toate aceste familii, spunea psihologul creștin care a studiat aceste cazuri, lipsea rugăciunea. A fost chemat în județul Bihor, într-un oraș mai mare, de o familie să mă duc să îi împac. Că asta trebuie să facă păstorii. În loc să studieze Biblia, să se concentreze, să stea în rugăciune, trebuie să meargă să împace. Iubiții mei, până la urmă nu vine numai el. Ea nu mai vrut să vină. Am stat cu el la masă undeva acolo, la un restaurant, undeva izolat, să putem vorbi fără să fie nimeni în jur. Și Duhul Sfânt îmi spune așa, întreabă-l când a fost ultima dată când s-a rugat cu soția lui împreună. Aveau 7 ani de la nuntă. L-am întrebat și-a pus capul jos și a zis, frate Cristi, ultima dată când ne-am rugat împreună a fost în fața amvonului, când s-a rugat pentru noi păstori. Frate și surori, iubite familii, dacă acum 7 ani ai mâncat ultima dată, n-ai cum să mai fii în viață. Dacă ai respirat ultima dată acum 7 ani, n-ai cum să mai fii aici. Rugăciunea e respirația sufletului. N-ai vrea să mergi acasă și să spui către soția ta, către copiii tăi, haideți la rugăciune. Suntem chemați, dragii mei, să rezidim altarele care s-au dărâmat. Suntem chemați să ne rugăm. O zis Iisus Hristos, o zis Dumnezeu, nu pot să trimit pe Ioan, într-o familie care stau la telenovele până la 2 noapte. Cum să stea și Ioan la telenovele. Trebuie să trimit pe Ioan într-o familie a rugăciunii, pentru că următorul punct, al 5-lea, familia aceasta era o familie plină de Duhul Sfânt. Luca 1:41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de ce? De Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt. Dar nu scapă nici tații, nici soții. Luca 1:76. Luca 1:67. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt. Și după ce mama, 1:41, după ce tata, Luca 1:67, e plin de Duhul Sfânt, atunci poți să-i spui în Luca 1:76 și tu, pruncule, vei fi chemat proroc. Iubiții mei, eu nu pot să le spun la copiii mei să meargă la biserică și eu să nu mă duc. Elisabeta cu Ioan o stat de vorbă când era Elisabeta însărcinată și au zis, trebuie să ne rugăm mai mult în alte limbi. Trebuie să stăm mai mult în post. Trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Că dacă a venit îngerul, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu băiatul ăsta. Sigur nu-l bagă la pariuri sportive sau șef la poker, la superbet. Nu. Cred că Dumnezeu, o zis Zaharia către Elisabeta, vrea ca noi să fim oameni mai duhovnicești, mai plini de Duh și mai goi de fire. Amin. Și când s-a născut Ioan, s-a uitat Zaharia la el și a zis, dincolo de a fi informatician, medic, jurist, doctor, ce vreți voi, o zis, vreau ca tu să fii un proroc. Și cerul ăștia a împilat cererea aceasta.
Vreau să poți să spui adevărul, vreau să-ți rostești mesaje din partea mea. Iubiții mei, ne mai cheamă Dumnezeu și pe noi astăzi să ne umple de Duhul Sfânt. Nu va conta câți bani ai la finalul vieții, cât pământ ai, câte case ai. Dar va conta foarte mult cât de mult ai stat pe genunchi și cât de plin de Duhul Sfânt ai fost. 6. Familia. Aceasta mai avea o calitate extraordinară. Familia aceasta punea mai mare preț pe ce spune Dumnezeu decât pe ce spun oamenii. Uitați ce spune Biblia. Luca 1:5-9. În ziua a 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia. Era un obicei la evrei, primul băiat să fie pus același nume ca și tata. Și-au venit ăștia. Și mama putea să zică, acum eu sunt șefă, el e mut, e în altă cameră, acum eu conduc casa asta. Votăm, ce nume vreți? Auziți ce mamă responsabilă? Mama lui a zis, a luat cuvântul și a zis, nu! Ci are să se cheme Ioan. O mers, o văzut, s-au consultat cum au putut, Ioan. Iubiții mei, știți că în ziua aceea Elisabeta și-a distrus câteva prietenii cu neamuri, cu colegi de servici, cu vecini? Știți că am văzut ceva la noi, ceva ce nu e bun. De multe ori preferăm să nu ne distrugem prieteniile cu ai noștri. Și chiar dacă prietenia cu Dumnezeu suferă, o lăsăm să sufere. Te cheamă Dumnezeu astăzi să faci altceva. Chiar dacă se supără mama, soacră, cumnatul verișorii, tu să ții cont de ceea ce spune Dumnezeu. Vă dau exemplul lui Pilat. Erau afară preoții și cărturare și o reamintire la Pilat. Pilat, mai știi câte plase ai cărat la Cezar ca să fii pus în funcție? Mai știi cât a fost cord de mare? Auzi, dacă dai drumul la omul ăsta, la Iisus, nu ești prieten cu Cezar. Și atunci Pilatul a calculat și a zis, bă, are rost să-mi pierd locul de muncă, să-mi pierd aceste venituri colosale pentru unul care vine și pleacă? Că oricum n-am nicio garanție că ăsta e cu adevărat Iisus. Și a zis, faceți ce vreți cu el, puneți. Spune Iosif Flavius, un mare istoric, că după 3 ani și ceva, Pilat a fost înlăturat și Cezar a pus pe altcineva în locul lui. Că nu poți să fii și prieten cu oamenii și prieten cu Iisus. Eu vreau în seara asta să te chem, să-L alegi pe El prieten. Chiar dacă se vor supăra unul sau altul, mă întâlnit oameni care spun, măi, eu m-aș pocăi, dar ce zice familia? Ce spun socrii? Ce spun neamurile? Ce spun colegii de școală? Iubiții mei, vă spuneam azi dimineață că am fost bolnav. Pe lângă problema care am avut-o, am trecut și până 2 operații, una la 14 ani și alta la 33 de ani. Niciun coleg de școală nu m-a vizitat. Nimeni nu m-a vizitat. Atunci când am fost în operație, când am fost în spital, niciunul de pe Facebook nu m-a trimis like-uri. Nu mai căuta nimeni, nu mai suna nimeni. Nici pentru evangelizare. Dar știți că a fost în biserica noastră și în alte biserici, oameni care au stat pe genunchi pentru mine. Oameni care au înțeles că încercările vin și ne testează și testează atitudinea noastră. N-ai vrea astăzi să fii prieten cu aia care sunt prieteni cu Dumnezeu? Amin. Să iai pe ei aproape. O zis Elisabeta, nu mă interesează. Poate nici nu i-a mai dat cadou în ziua acela pentru nașterea copilului. O pleca pe acasă unii cu el. Dar o zis eu, dacă respect cuvântul... Știți ce spune Biblia, dragii mei? Și am observat ceva interesant. Că păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Atenție la prietenile care le avem. Multe familii care au pornit bine au fost distruse de prietenii greșite. Este o imagine pe internet, n-am reușit să o mai caut acum, cu o pară stricată pusă lângă o pară bună. Știți ce e interesant? Că para aia stricată nu s-o vindecat de la aia bună. Dar aia bună a început să se strice și ea. Iubiții mei, mă apropii de încheierea acestui mesaj. Vreau să vă spun că mai fost o calitate a acestei familii. Familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care și ea binecuvintează pe alții. Spune Biblia aici, în Luca 1:42, atunci când a mers Elisabeta în vizită la Maria, auziți ce a făcut? Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Vreau să te întreb astăzi, ca și familie, pe câți oameni ai binecuvântat?
Am plecat într-o zi la părinții mei acasă, preună cu soția. Am lăsat pentru câteva zile copiii acolo și am văzut două căldări mari. Erau, numai ce erau golite, mi-am dat seama că fusese mâncare foarte multă, în două căldări faci foarte multă mâncare. Și am zis, mami și tati, mai am trei surori acasă necăsătorite, mai sunteți voi doi, cinci. Ce vă trebuie mâncare la căldare? Și au zis mama mea și tatăl meu, astăzi 21 de surori din biserică au venit aici la noi acasă ca să facem 4.000 de sarmale. Pentru oamenii nevoiași, pentru familii cu mulți copii, pentru bătrâni, văduve și orfani. Am plecat și mi-am șters lacrimile când am ieșit de pe poartă. Familia care Dumnezeu o binecuvintează e familia care binecuvintează și ea pe alții. Spuneam soției mele în urmă cu câteva luni de zile că Dumnezeu în casa noastră nu a făcut baltă. Atunci când ai baltă, totul e a tău. Numai tu pescuiești acolo. Dumnezeu în casa noastră vrea să facă râu. Trece, pescuiești, îți iei cât ai nevoie și mere mai departe. Câte familii ai binecuvântat până astăzi? Uitați-vă, dragii mei, la Elisabeta. O binecuvântat-o pe Maria. Vreau să te întreb astăzi, ai pe cineva care te poartă în rugăciune în urma binecuvântărilor de care le-ai făcut parte? Nu cred că este mai mare binecuvântare decât să se roage o văduvă pentru tine. Un orfan care, no, și la noi tatăl nostru, dar parcă pentru orfan și pentru văduvă o zis Domnul ăsta, eu tată, auzi, tată mai tată ca și pentru voi. Să intre direct în audiență la cer și să te binecuvinteze pe tine care ai făcut ceva pentru ei. Am fost într-o zi cu fratele Cornel, păstorul principal al bisericii noastre, acasă la o soră din biserică. Văduvă de peste 15 ani. M-am uitat să văd dacă are laptop, dacă are telefon, că noi tineri, dacă nu avem lucrurile astea, parcă ne plictisim. Și am zis, soră dragă, iertați-mă că poate nu e o întrebare bună, dar ce faceți toată ziua? Nu muriți de plictiseală. Și am zis, frate Cristi, dincolo am 66 de canale. Nu vă grăbiți să judecați, că eu m-am grăbit și am dat-o în bară. Am 66 de canale. Sunt a doua oară deja la vizionarea lor și am ajuns a doua oară la canalul Ezechiel. Și pe lângă că mă ocup timpul cu asta, da, v-ați prins deja, cred că ați înțeles, nu? O zis, am 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi. Și o zis, fraților păstori, vă dau o veste bună, printre cei 60 sunteți și voi doi. Am plecat așa mișcat din casa aceea. Am stat și m-am gândit, de ce Dumnezeu o mai ține în viață pe femeia asta? Nu cumva că dacă ar lua-o, n-ar mai fi mijlocitori în biserică? Am avut impresia ani de zile că stația aia cu 3.000 de euro, cea mai mare valoare, că proiectorul, că pianul, acordeonul ăla cu sunet puternic. Nu. O zis, Doamne, oamenii ăștia cea mai mare valoare, că sunt oameni care se roagă pentru voi, care stau între cer și pământ. Iau din... Știi ce înseamnă să iei din timpul tău? E mai ușor să dai bani decât să dai timp astăzi. A luat timp din timp înseamnă să iei din viața ta. Iubiții mei, n-ai vrea să, de astăzi să fie o binecuvântare? Poate vrei să dai un ban, dar dincolo de binecuvântarea asta, cea mai mare binecuvântare e să fiu un mijlocitor. O zis Domnul într-o biserică că va lua acasă un stâlp. Tot comitetul a intrat în panică. Nimeni nu vrea să moară. Tot vrem să mergem în cer, dar nimeni... M-a întrebat Dianis, băiatul meu de 6 ani jumate, tati, cum pot să ajung în cer fără să mor? Nu vrea nimeni să moară. Am vrea să ajungem în cer. Și a zis Domnul într-o biserică, voi lua acasă un stâlp. Comitetul a început să... O refuz de la Domnul lucrare. Și a murit o bătrânică și a zis, comitetul, am scăpat. O zis slujitorii. O crezut că ei și mai tare stă. Și la mormântare, s-o încheia mormântarea repede, că noi cu bătrânii nu o prelungim prea mult. Domnul a fost un om important, zice, Lazar, repede, zice. Și la final a venit vecina surorii la păstor și a zis, frate păstor, eu nu sunt pocăit. Dar de câte ori mă la femeia asta acasă, o găseam pe genunchi. O găseam pe genunchi. Și când se ridica și așteptam acolo o grămadă, o întrebam, ce te rogi atâta? Și au zis, până iau pe toți din comitet părinți și mă rog pentru ei, până iau familie cu mulți copii din biserică, până iau vasele de lucru, până iau tinerii,
până iau copii, ceasurile trec. Și nu e așa că atunci când iubești, nu te uiți la ceas. Ești un stâlp astăzi? Apropii de încheierea mesajului, iubiții mei, și vreau să ne apropiem de o cântare și apoi de o rugăciune. Nu știu cum e familia ta, nu știu cum e familia voastră, cât de uniți sunteți. Dar vreau în seara aceasta, dragii mei, pe lângă mesajul care l-am adus cu ajutorul Domnului și al Duhului Sfânt, cred că veți lua hotărâri în sală, cei care sunteți familiești. După acest mesaj veți lua decizii noi. Că se va scrie o carte, ca și în Maleah, ultimul capitol, de aducere aminte. Și cei care vorbesc despre Domnul și cu Domnul sunt scriși în cartea aceea. Dar vreau să dau ocazia celor care poate încă n-au încheiat un legământ cu Domnul, care n-au încă nașterea din nou, care n-au siguranța mântuirii. Aș vrea să le dau ocazia ca înainte de rugăciune să facă un pas pentru viața lor. Au fost 5 programe, 5 servicii divine în care Dumnezeu ne-a vorbit. Într-o zi o zis Mudi, eu nu mai chem în față. Las că plecăm, facem cumva. Și în ziua când o zis Mudi, nu mai fac chemare, a venit incendiu din Chicago. Și mulți din cei care l-au ascultat au murit în acel incendiu. Iubiții mei, aș vrea să plec acasă cu sufletul împăcat. Și dacă nu este nimeni, că mi-am făcut partea înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau înainte să cântăm cântarea aceasta și vă rog tineri să pregătească cântarea Ce dar măreț e Iisus Salvatorul. Că tot ceea ce putem să avem mai de preț e Iisus. Amin. E mântuirea și e jertfa de la Calvar. Amin. Dar vreau să spun o mărturie, pentru că sunt aici persoane, familiști, tineri, care știu că n-au siguranță mântuirii. Vă rog să nu ieșiți în fată cei botezați, nu ieșim astăzi pentru bolnavi, vreau să iasă strict cei care vor să înceapă o viață nouă de pocăință și care au nevoie de botez și care au nevoie de naștere de nou și de schimbare. Dar vreau să vă prezint o mărturie ca să vedeți de ce noi ca slujitori insistăm să facem lucrurile acestea. Într-o familie din America era un tată, o mamă și 2 copii mici. Și tatăl acesta a cumpărat niște puzzle, tot știți ce înseamnă puzzle, la copii. Și copiii se jucau în fiecare zi. Nu erau atunci telefoane, calculatoare, zeci de ani în urmă. Și tatăl avea un obicei. Venea așa încet în spatele copiilor. Era un tată pocăit. Copiii erau din familie de pocăiți. Și venea în spatele lor și piesele de cum erau împrăștiate prin cameră, întindea mâna și lua o piesă și tot așa încet pleca afară, fără să audă nimeni. Și băga piesa aia în buzunar. Și copiii stăteau 4, 5, 6 ore să facă puzzle-ul acela. Ajungeau la final și le lipsea o piesă. Și vedeau și spuneau, tati și mami, ceva nu ne iese, ceva lipsește. Și tata venea și scotea piesa din buzunar și spunea așa, cea mai frumoasă familie pe care poți să o ai, dacă lipsește cineva din ea, nu intră. Cea mai frumoasă biserică pe care poți să o ai, dacă este cineva care nu-i mântuit, vine la programe, imaginea nu-i întreagă. O zis, uitați-vă la piesa asta și vă rog frumos, iubiții mei copii, să rămâneți lângă Domnul toată viața. O să plecați la școlile din America, o să plecați pe lângă cluburi sportive, o să plecați pe lângă cluburi de noapte. O să aveți colegi care trăiesc în concubinaj. O zis, vă rog frumos, uitați-vă la piesa asta. Și nu ne frângeți inima ca mamă și ca tată să vă știm în afara bisericii. A vrea să vă știm la orchestră, să vă știm la fanfară, să vă știm împreună cu noi. Și copiii spuneau, da, tati, așa face, dă piesa aia, zice. Și puneau piesa. Anii au trecut. Și au scris mama și tată de pocăință, de chemare, au luat-o pusul de punct. S-au adunat scrisor după scrisor, la un moment dat nici măcar nu le mai citea. Și într-o zi a primit o scrisoare și cel care i-a adus-o i-a spus așa, e ultima scrisoare care ți se scrie, mi s-a transmis. Și te roagă mama să o citești, că e ceva urgent. Și scrisoarea aceea spunea așa, tatăl tău e bolnav în spital, e pe moarte. Dacă vrei să-l mai prinzi în viață, vino acum. S-a uitat și pentru prima dată s-a cutremurat. Și-a dat seama de ceea ce a făcut. Și-a zis, Doamne, dacă existi cu adevărat, mai ținem tatăl în viață până ajung acolo. A luat primul taxi, a ajuns la aeroport, a luat repede un bilet de avion, iar a plecat în alt stat, ca și fiul risipitor, departe, să nu mă bată bătrânii la cap, să fiu departe, să pot să-mi distrez gata, să mă distrez.
A coborât, a aterizat, a luat următorul taxi, a ajuns la spital, pentru că în scrisoare se scria salonul, tot. A intrat în salon și a văzut un tată care nu mai putea să vorbească. S-a prăbușit și a zis: tati, eu sunt piesa lipsă. Eu sunt ceea ce lipsea ca familia noastră să fie întreagă. Probabil că din cauza mea ai ajuns aici. Probabil că postul ăla mult, rugăciunea, stresul, diabetul, toate astea, nu le-ai făcut de la prăjituri, ci de la marul care eu ți l-am adus. Și-o îmbrățișa tatăl. Și-o zis: tati, poți să mă ierți? Era plin de aparate. Nu știa dacă va avea un răspuns. O deschis tata ochii și-o dat din cap. Și apoi s-au stins. Vreau să spun această seară că tot mesajul ăsta care eu l-am pronunțat și l-am adus aici, ai zero fără tine. M-a întrebat Ianis, copilul meu de 6 ani jumate, la ultima evanghelizare la care am fost, zis: tati, când o să pot să ieși eu în față? Și a zis: vezi că atunci când ieși în față e cea mai frumoasă zi, cea mai unicată zi, și din ziua aceea nu mai ai voie să minți, să comentezi la mama și la tata. Îl frământa lucrul acesta. De pe tine te frământă? Că pe alții nu-i frământă. Au ani de zile de când vin la biserică, dar trăiesc în lume, n-au nicio siguranță pentru ziua de mâine în domeniul mântuirii. Te frământă lucrul ăsta? Ce frumos ar fi ca în seara asta să vii în față, să scrie Dumnezeu numele tău în cartea vieții. Să poți să spui mamei tale sau tatălui tău, soțului sau soției tale: până astăzi, imaginea noastră nu a fost întreagă, dar de astăzi vreau să fie întreagă. Ne ridicăm în picioare. Cântăm și te așteptăm să vii aici în picioare lângă amvon, pentru că e seara când Dumnezeu vrea să te mântuiască.